Consiliul local al municipiului Deva s-a întrunit marți în ședință extraordinară. Pe primul punct al ordinii de zi s-a aflat proiectul de hotărâre inițiat de cei 9 consilieri locali ai PNL privind acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al municipiului Deva, preasfințitului părinte Gurie, până de curând episcop al Devei și Hunedoarei. Acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al municipiului Deva, preasfințitului părinte episcop Gurie Georgiu, primul episcop al Devei și Hunedoarei. Inițiator consilierii locali, Florin Marin Ilieș, Gheorghe Ludușan, Marius Vasile Blendea, Robert Adrian Dronca, Petru Florin Iacob, Ovidiu Gabriel Iorga, Orica Lăsconi, Ioan Dorin Petrui și Nicu Sav. Înainte de votarea propunerii a fost făcută o scurtă trecere în revistă a preasfințitului părinte Gurie, plecat la cele veșnice în data de 21 octombrie, la doar 52 de ani, în urma complicațiilor apărute după infectarea cu COVID-19 și, în memoria sa, s-a ținut un moment de reculegere. Sigur, ar fi foarte multe de amintit. Apreciem activitatea desfășurată de preasfințitul părinte episcop Gurie Georgiu și propunem acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem preasfințitului părinte. La 21 octombrie, preasfințitul părinte episcop Gurie a trecut la cele veșnice. Înainte de a mulțumi consilierilor locali PNL, precum și celorlalți consilieri care au avizat favorabil proiectul de hotărâre, aș vrea să vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria dânsului. Vă mulțumesc! Proiectul de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al Devei episcopului Gurie a fost votat de către toți cei 19 consilieri prezenți la ședință. Dacă se poate, avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil, doamna președintă. Da, vă mulțumesc frumos. Avizul Comisiei de Cultură. Da, vă mulțumesc frumos. Dacă nu sunt propuneri sau discuții, doresc să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu cred că sunt. A fost adoptată hotărârea numărul 465/2021 cu 19 voturi pentru. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl va numi pe noul episcop al Devei și Hunedoarei joi 16 decembrie. Candidați pentru această funcție sunt preasfințitul părinte Nestor Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei și arhimandritul Gherontie Ciupe, vicar administrativ eparhial al episcopiei Devei și Hunedoarei. Noul episcop al Devei și Hunedoarei va fi întronizat sâmbătă 19 decembrie la Catedrala Sfântul Nicolae.